existența de a prezenta acest eveniment. Știu efortul lor de a picheta spitalul și sunt conștient că n-au fost niște zile ușoare nici pentru deșii. Și acesta este motivul pentru care am acceptat să răspund câteva întrebări, deși hai să zicem că nu sunt chiar complet cum ce trebuie făcut. Vă ascult. Cum vă simțiți, domnule doctor? Din ce în ce mai bine, stimați reprezentanți ai presei și domnule director. Și faptul că mă simt bine se datorează totul echipei medicale din acest spital. Și fac uz de această cale și de această oportunitate de a aduce mulțumirile mele echipei medicale care m-a îngrijit pe mine și pe ceilalți supraviețuitori ai accidentului într-un mod exemplar. Atât din punct de vedere profesional, cât și manifestând o căldură umană cum rar găsești. Mulțumesc domnului profesor Hagău, domnului profesor Ciuce, întregului colectiv de asistente, kinetoterapeuților, medicilor rezidenți, tuturor oamenilor. Nici nu pot să-i numesc pentru că aș risca să uit pe cineva și n-ar fi drept, care sunt absolut minunați. Și asta este unul din motivele pentru care eu mă simt foarte bine. Vă mulțumim. Ce s-a schimbat în viața dumneavoastră după acest tragic accident? Păi, după un accident din ăsta, din care de obicei scapă numai cei foarte norocoși, hai să zicem că se ordonează puțin lista de priorități. Adică lucrurile simple pe care un om obișnuit le face fără să le aprecieze devin așa niște descoperiri foarte interesante. În mare nu s-a schimbat nimic pentru că leziunile pe care eu personal le-am suferit în urma acestui accident sunt reversibile și tratabile. Asta înseamnă că mă voi întoarce atunci când medicii îmi vor permite la locul de muncă și voi relua activitatea chirurgicală. Și o să încerc să acord mai multă importanță și părții frumoase a vieții, pentru că, uite, tragi și alergi și muncești și într-o zi se întâmplă un eveniment de ăsta și am văzut că ți-au rămas foarte multe lucruri pe care ți-ai fi dorit să le faci și nu le-ai făcut, invocând lipsa de timp. Așa este. Ca medic, care ar fi fost deznodământul în cazul în care cei trei moți nu ar fi reușit să ajungă la răniți? Aici ți-a atins un subiect care pentru mine este extrem de emoționant. Pentru că eu am un respect pentru oamenii aia pe care eu nu am cuvintele sărace ca să-l descriu. Nu pot să vă spun ce am simțit eu și cu oamenii aia când am văzut lanternele și când am auzit strigătele de mare pădure. Nu există cuvinte ca să descriu asta. Niște oameni extraordinari. Niște oameni extraordinari. Deci asta e România adevărată. Și-au dat jos hainele de băi ca să ne îmbrace, și-au dat jos hainele de băi ca să facă focul, ne-au cărat pe brațe ca pe copiilor până la primul mijloc de transport. Sunt niște oameni deosebiți și nu știu, nu am cuvinte să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru noi. Dacă nu ne găseau, păi să vă spun un mic amănunt. Ne-au găsit exact când trebuia, pentru că focul nostru așa improvizat cum era început să se stingă. Și ca medic vă spun că nu cred că am mai fi supraviețuit foarte mult timp. Mulțumim. Cum e să fii și medic și pacient? Hai cum să fie. Am mai răspuns la această întrebare ieri și a fost un comentariu destul de răutăcios din partea unui cititor care spunea că oricum e dificil să fii pacient în România. Nu, e dificil să fii pacient timp. E dificil să fii pacient oriunde te afla în lume. Boala nu e nicio bucurie, boala e o problemă, nu? Așa este. Am încercat să fiu pacient și să nu fiu medic. Adică fac ce mi se spune, sunt foarte ascultător, mă supun într totul deciziilor echipei medicale care se ocupă de sănătatea mea. Deci sunt foarte cuminte. Dar ce pot să spun asta cu siguranță, dacă în momentul în care mă voi reîntoarce, că nu e cu dacă, e doar cu când, în momentul în care mă voi reîntoarce la activitatea mea obișnuită, o să mă gândesc, cred, de două ori atunci când prescriu anumite investigații, când prescriu anumite tratamente, pentru că nu e chiar așa de ușor. Mulțumim. Dumneavoastră, pe cine a sunat pentru prima dată după prăbușire? Momentul după prăbușire e destul de tulbure capul meu, vă spun sincer, pentru că eu m-am lovit la cap și eu țin minte doar momentul primului impact, după care știu că am ajuns undeva afară. Unul din colegii mei, doctor Ioanciu, mi-a spus că m-am împins afară din avion, că eu pierdusem starea de conștiință. Și
pe doamna doctor Safta, i-am spus că ne-am prăbușit, după care știți că drumul spre ea depavat cu bune intenții, a venit un număr foarte mare de apeluri și mi s-a descărcat bateria și în felul ăsta am rămas fără telefon. În următoarea întrebare este, doriți să fiți externat și când credeți că veți fi externat? Ca orice pacient doresc să fiu externat, evident. Nu doresc să stau în spital nici o zi în plus față de cât este necesar. Pe de altă parte, decizia momentului externării aparține și am transferat această decizie cu toată încrederea în profesionalism pe care au dat dovadă echipei medicale de aici. Deci în momentul în care echipa medicală de aici decide că eu sunt externabil și transportabil la București, în momentul acela voi și pleca. Mulțumim. Ce v-a impresionat la misiunea de salvare? O să mă repet. Moții. Moții m-au impresionat. Rămân cu chestia asta, deci pe cuvântul meu, eu oricum am zis, o repet, am a doua zi de naștere acum, 20 ianuarie 2014. M-am născut în țara moților. Sper că să-mi iau și un nume de moți, probabil, la un moment dat. Moții m-au impresionat și m-au impresionat lanțul ăsta uman de care mi-a scos de acolo. M-au impresionat colegii de la SMURD. Nu știam că așa, simte așa o binefacere când intri într-o ambulanță de SMURD. Ar trebui să le vopsească tavanele în roz. Este o mare speranță când te duci la SMURD acolo. M-a impresionat foarte multe lucruri. Și ultima întrebare. V-a dat Dumnezeu o nouă șansă? Am făcut această afirmație ieri într-un interviu. Și știți, acum eu sunt convins că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă. Că unii oameni vor pune întrebări cu iz de ateu, că de ce n-a dat și celorlalți, sau ce s-a întâmplat, sau cum s-a întâmplat. Asta nu cred că noi suntem în măsură să facem genul de judecăți. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor. Acestea au fost cele 9 întrebări pe care au dorit să vi le pune colegii din presă. Vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și să dea Dumnezeu ca în cel mai scurt timp să vă reluați activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Doamne ajută și eu vă mulțumesc, vă felicit personal pentru această instituție medicală și pentru toți oamenii de ea. Și vă urez mult succes în continuare și mulțumesc încă o dată presiei care s-a străduit ca de obicei să ilustreze cât mai bogat un eveniment, în păcate tragic. Vă mulțumim și vă dorim încă o dată multă sănătate. Sănătate, la revedere. La revedere. Cam acestea au fost pe ziua de astăzi. Vă mulțumim. Toți cei 4 pacienți se simt bine. Evoluția postoperatorie este bună, foarte bună. Colectivul de medici de la anestezie și terapie și respectiv chirurgie 1 vor lua decizia. N-aș putea să vă dau un răspuns în acest moment. Câteva zile. E vorba de câteva zile. E vorba de câteva zile. Trebuie să confirmați și audierea de către procuror. Da. Se confirmă. Deci au fost ieri și au fost toți cei 3 pacienți, cei 3 medici pacienți au fost audiați. Nu am fost acolo să vă spun cât, 2 ore, 3 ore, nu, nu aș putea să vă spun. Vă mulțumesc. S-au îndeplinit procedurile corecte. Domnul Carlo a fost audiat, copilotul urmează să... Maghierea a fost operat. La revedere, mulțumim. O rugăminte. Noi de astăzi, de azi încolo, nu mai dăm comunicate, că nu mai avem ce comunica. Și v-am rugat frumos să ne respectați și să ne lăsați să ne desfășurăm activitatea medicală. În consecință, noi o să spunem că accesul presei nu mai este permis în incinta spitalului. Vă rugăm. Rămâne valabil. În momentul în care apar modificări, apar lucruri noi, noi o să vă comunicăm, o să dăm comunicate de presă. Eu deja am discutat cu cei 3 medici azi, vis-a-vis de momentul în care vor fi externați. Și și-au exprimat opțiunea că vor dori să aibă o discuție cu dumneavoastră. Să fie aici la Cluj. Da, aici la Cluj, în mod expres.